Întreabă-l dacă la Galați, Meme Stoica a dat ordin să nu aibă acces Ilie Dumitrescu la banchet unde se sărbătorea salvarea de la retrogradare. Bună întrebarea. Vă văd pe față că e adevărat. Povestiți-ne un pic. Nu. De ce? Nu, pentru că Ilie e prietenul meu. Păi împreună, împreună nu, nu are rost. Dacă dar măcar ne spuneți că e adevărat sau nu, puteți să ne spuneți. Dacă Ilie a contribuit cu noi la... El a fost antrenorul da. În care în ultimul an am scăpat de retrogradare. Da. Merite are și Ilie. N-am spus că doar eu și Meme. Okay. Merite are și Ilie. Pentru că chiar dacă am făcut noi mai multe așa. Extra fotbalistice... Erau mari peștii, adică încăpeau un portbagaj. Că despre asta e vorba și despre mai e ceva, dar pe aia nu putem să o pomenim. totuși deci Ilie... pești așa și formele așa. Totuși Ilie... Da? Nu știu... Nu știți la ce mă refer, nu? Nu. Totuși Ilie... Da? A condus foarte bine echipa. Dar n-a fost la banchet. Probabil că... Probabil că Ilie se grăbea. N-a mai stat în Galați. Da? Da. O fi pierdut trenul, poate nu avea mașină la vremea aia, sau l-a așteptat cineva și trebuia să ajungă repede la... La banchet nu a fost. N-a fost. Deci nu a fost la banchet. Dar nici n-aș putea spune că n-a vrut Memeu sau că n-a vrut Ilie. Dar dumneavoastră, clar l-ați fi vrut la banchet pe Ilie. Adică dacă ar fi fost după dumneavoastră și nu întârzia la tren, era, trebuia să fie. Ilie mi-e prieten. Cum să vă spun ceva? Cu Ilie, ce drag să dai de vorbă cu Ilie. La discotecă, în parc. Ai ce să discuți cu Ilie. Da. Și fotbalistice și de ale vieții. Da. Și atunci, cum să nu stai de vorbă cu Ilie? Cum să nu stai de vorbă cu Ilie? Dar v-am zis, nu știu motivul de ce nu a vrut să vină Ilie la, okay. la banchet.